Vă salut cu bucurie, stimați prieteni! Astăzi vreau să vorbesc despre cele două arme ale păcatului. Încep prin a vă spune întâmplarea unei familii de intelectuali care au avut un copil. El s-a făcut mare, însă nu avea nicio pasiune pentru școală sau pentru serviciu. A început să se drogheze, a acumulat datorii foarte mari, presiune din partea celor care vendeau droguri, ba chiar riscul să-și piardă viața. Și la un moment dat un prieten i-a sugerat să spargă o bancă și în felul ăsta să facă rost de bani. A spart o bancă, a făcut rost de bani și a plătit datoria și dintr-o dată în mintea lui a încolțit perspectiva unui stil de viață fără serviciu, fără muncă, fără transpirație. La momentul la care a spart prima bancă, marea lui problemă era pedeapsa. Urma să fie pedepsit, risca să fie prins și pedepsit. Aceasta era problema lui, pedeapsa. Însă el a spart o altă bancă și o altă bancă, a spart multe bănci și dintr-o dată s-a trezit cu a doua mare problemă. Puterea obiceiului de a sparge bănci, dependența de a sparge bănci și de a-ți câștiga existența în felul acesta. Ceea ce am vrut să subliniez prin întâmplarea aceasta este faptul că asemenea situației prezentate în întâmplare, păcatul este rău pentru că el produce pedeapsă și pentru că el stăpânește cu putere, controlează cu putere. Păcatul este opus sfințeniei. Biblia îl numește rușinea națiunilor. Păcatul este specific naturii umane. Sfințenia este specifică naturii divine. Cele două arme ale păcatului sunt pedeapsa și puterea. Fiecare om, dar absolut fiecare om, trebuie să hotărască ce are de gând să facă cu aceste două arme ale păcatului, respectiv pedeapsa și puterea păcatului. Pedeapsa păcatului este dată de judecată, puterea păcatului este dată de lege. De ce omul trebuie să fie pedepsit după ce păgăduiește? Datorită judecății care cere pedeapsă pentru încălcarea dreptății. Pedeapsa este dată de judecată. Biblia spune în Cartea Evrei, capitolul 9, versetul 27, că omul moare o singură dată și apoi vine judecata. Păcatul este o încălcare a dreptății, însă pedeapsa este o urmare a păcatului. Din cauza păcatului, omul trebuie să fie pedepsit și pedeapsa pentru păcat este moartea în iad. Iisus Hristos și-a asumat păcatele oamenilor și Dumnezeu i le-a imputat, motiv pentru care el a trebuit să moară, plătind în felul acesta păcatele asumate, fiind pedepsit pentru ele. Când omul îl primește în inima lui pe Iisus Hristos ca mântuitor personal, toate păcatele lui trec asupra mântuitorului său Iisus Hristos, care deja a murit pentru toate păcatele oamenilor. În felul acesta, pedeapsa pentru păcat este asumată, luată de Iisus Hristos, care deja a fost pedepsit, a suferit, a murit cu 2000 de ani în urmă, când a fost pedepsit prin moartea pe cruce. Puterea este dată de lege. În urma convertirii, omul este iertat de păcatele lui, însă în următoarele zile, puterea păcatului îl va împinge să repete păcatele de care tocmai a fost iertat. Dacă pedeapsa este din cauza judecății, puterea păcatului este din cauza legii. Pavel spunea în 1 Corinteni, capitolul 15, puterea păcatului este legea. Legea îți cere să nu păcătuiești prin păcate de comitere, făcând ce nu este permis, sau prin păcate de omitere, uitând, evitând să faci ceea ce ești obligat să faci. Aș vrea să vă prezint câteva categorii de păcate prezentate de Biblie. Mai întâi, celebrul pasaj din Cartea Galateni, capitolul 5, versetele de la 19 la 21. Aici sunt prezentate 17 păcate în 4 categorii, 4 în prima, 2 în a doua, 9 în a treia și 2 în a patra. O să citesc pasajul acesta. Și faptele firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide, pismele, uciderile, bețiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, spunea Pavel atunci, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.
Un alt pasaj în care Pavel enumără 22 de păcate este Cartea Romani, capitolul 1, versetele 29 la 31. El spune, fiindcă oamenii nu au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri nepermise. Astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de viclenie, lăcomie, răutate, plini de pismă, ucidere, ceartă, înșelăciune, porniri răutăcioase. Așa se face că sunt șoptitori, bârfitori, urâtori de Dumnezeu, obraznici, trufași, lăudăroși, născocitori de rele, neascultători față de părinți, fără pricepere, călcători de cuvânt, fără dragoste firească, neînduplecați, fără milă. Și măcar că știu hotărârea lui Dumnezeu că cei ce fac asemenea lucruri sunt vrednici de moarte, totuși ei nu numai că le fac, dar și găsesc de buni pe cei ce le fac. Un alt pachet de păcate prezentat în Biblie, un alt pasaj care vorbește despre anumite păcate, este în scrisoarea pe care Pavel o adresează mai tânărului său ucenic Timotei, în capitolul 3, primele 5 versete. Aici sunt prezentate 20 de păcate și el spune, să știi, adresându-se lui Timotei, că în zilele din urmă vor veni vremuri grele. Observați, spun asta într-o paranteză, observați vă rog ce înseamnă din punct de vedere biblic vremuri grele. Nu se referă la o greutate din punct de vedere a câștigării existenței, ci la una datorită păcatului care domnește. Închid paranteza și citesc din Biblie. Oamenii vor deveni iubitori de sine, adică egoiști, iubitori de bani, adică materialiști, lăudăroși, adică mândri, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, neevlavioși, fără dragostea firească, normală, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât de Dumnezeu, având doar o formă de religie, dar tăgăduind puterea lui Dumnezeu, depărtează-te de oamenii aceștia. Pavel mai folosește încă un pasaj din Biblie, în 1 Corinteni capitolul 6, ca să prezinte 11 păcate. Și aici spune, nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Să nu vă lăsați înșelați în privința aceasta, pentru că nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici lacomii, nici bețivii, nici defăimătorii, nici hrăpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Priviți vă rog, stimații mei, că Biblia vorbește împotriva păcatului, în forme care probabil se regăsesc sau s-au regăsit cândva în viețile noastre. Aș putea să mai citesc alte pasaje din Biblie care pun în evidență această dependență a omului față de păcat. O să mai citesc încă un pasaj. Aici sunt 13 păcate în Evanghelia după Marcu. Hristos încearcă să explice cât de atras este omul de păcat și care este perspectiva greșită a omului față de păcat. Și el spune, ucenicii pun întrebarea, ce ai vrut să spui? Și atunci când el rămâne cu ei într-o casă, le explică. După ce a intrat în casă, pe când era departe de mulțimea de oameni, ucenicii l-au întrebat despre pilda, parabola pe care tocmai o spusese. El le-a zis, și voi sunteți așa de nepricepuți, nu înțelegeți că nimic din ce intră în om de afară nu-l poate spurca. Nu te spurcă că mănânci carne de porc, nu te spurcă că mănânci fructe de mare, nu te spurcă că nu ceea ce mănânci te spurcă. Și Hristos explică, fiindcă nu intră în inimă, ci intră în pântece și apoi se duce afară în hazna, la toaletă, iertați-mi expresia. A zis astfel, făcând toate bucatele curate. El le-a mai zis, ce iese din om, aceea îl spurcă, adică aceea îl face vinovat. Căci din interior, din inima oamenilor, ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunea, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia, nebunia. Toate aceste lucruri ies din interior și îl fac pe om responsabil și vinovat în fața lui Dumnezeu. Stimați prieteni, uitându-ne în Biblie, observăm că Pavel spune despre sine, mă port aspru cu mine, cu trupul meu.
și îl țin în stăpânire, în control, ca nu cumva după ce eu i-am învățat pe alții să se apropie de Dumnezeu, eu însumi să fiu respins de Dumnezeu. De asemenea, el vorbește despre un creștin contemporan al său, Dima, și spune: Dima din dragoste pentru lume m-a părăsit. Asta înseamnă că Dima s-a convertit, a venit la credință, a venit la Dumnezeu, Dumnezeu l-a iertat, l-a mântuit, însă dragostea pentru lume din inima lui nu dispăruse. Și a devenit atât de intens, a pus atâta presiune pe el, încât n-a mai avut voința să se abțină, ci pur și simplu s-a întors în lumea de unde tocmai venise la Hristos, convertindu-se. Și acum Pavel încheie spunând: deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Stimați prieteni, este foarte ușor, datorită circumstanțelor prin care trecem, să zicem: trecem printr-un necaz. Și în mijlocul necazului, inima omului se vindecă de mândrie și nebunie și conștientizează vulnerabilitatea personală, dar și suveranitatea divină. Și atunci îl caută pe Dumnezeu pentru a primi scăpare, ajutor. Și în perioada aceea omul s-ar putea să-l caute pe Dumnezeu, să se apropie de Dumnezeu. Chiar să manifeste un angajament față de Dumnezeu că îl va servi restul vieții dacă Dumnezeu îl va ajuta. Și s-ar putea ca Dumnezeu să-l ajute, însă el va avea mari dificultăți să își păstreze promisiunea, pentru simplu motiv că motivul venirii lui la Dumnezeu nu a fost dragostea de Dumnezeu, ci a fost intenția să scape de necaz. Atunci când oamenii îl folosesc pe Dumnezeu pentru a scăpa de necaz, când trece necazul, trece și angajamentul că îl va servi pe Dumnezeu. Atunci când oamenii vin la Dumnezeu din dragoste pentru Dumnezeu, pentru că înțeleg cine este Dumnezeu și cât de mare e nevoia lor față de El, atunci oamenii nu mai se întorc în lume, pentru că ei nu l-au folosit pe Dumnezeu ca pe pompierii chemați să stingă casa, ci l-au folosit pe Dumnezeu ca pe Creatorul, ca pe Domnul lor, Cel care merită închinarea, slava și cinstea. Stimați prieteni, ce am vrut să spun cu mesajul acesta este următoarea idee. Există o sfințire inițială pe care omul o primește în momentul convertirii. Convertire înseamnă schimbare. Omul se schimbă, nu mai trăiește condus de diavolul, de satana, și trăiește condus de Dumnezeu. Nu mai are perspectiva să păcătuiască, să mintă, să fure, să curvească și așa mai departe, ci își schimbă viața prin puterea lui Dumnezeu. E bine, această schimbare se întâmplă când omul se întoarce la Dumnezeu prin Hristos pe care îl primește în inimă ca pe mântuitorul lui personal. În clipa aceea, Hristos pe care el l-a primit în inimă devine advocatul lui personal și mijlocește în fața lui Dumnezeu pentru el. Îl justifică, cere scuze lui Dumnezeu pentru el, și pentru că Hristos a murit cu 2000 de ani în urmă în locul lui, are dreptul să ceară iertarea omului care tocmai și-a deschis inima și prin credință, cu căință, l-a cerut pe Hristos să vină în viața lui și împreună cu Hristos să vină iertarea și mântuirea sufletului. În clipa aceea, el este iertat de tot trecutul lui. Sfințirea inițială se referă la trecut. De la naștere până în clipa respectivă este iertat totul. Dar totul, crimă, curvie, orice, este iertat de sângele lui Iisus Hristos. Actul inițial al sfințirii este realizat prin lucrarea pe care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a făcut-o pe cruce. Această sfințire inițială este o sfințire pozițională. Îl poziționează pe om din păcătos în mântuit, din iad în rai, de la diavolul la Hristos. Această iertare inițială, care este atribuită de Hristos omului, îi schimbă poziția. El nu mai este dușmanul lui Dumnezeu, ci este fiul lui Dumnezeu, iertatul lui Dumnezeu. Însă pe lângă iertarea aceasta inițială, care schimbă poziția omului, care iartă absolut tot trecutul, este și sfințenia progresivă. Aceasta este victoria pe care omul o are asupra ispitelor și tentațiilor păcătoase prin plinătatea Duhului Sfânt. Sfințirea aceasta nu mai e pozițională, ci este practică. Nu-i mai oferă o poziție, ci în mod practic, în mod concret în fiecare zi,
demonstrează faptul că el nu mai este obsedat de păcat, nu mai are adicție la păcat, nu mai este dependent de păcat. Aș vrea, stimații mei, să dau câteva exemple care să explice mai bine care este diferența între sfințirea inițială pe care oamenii o primesc în momentul convertirii, când îl primesc pe Hristos în inimă ca pe mântuitorul lor personal, și sfințenia practică, pe care nu ți-o mai atribuie Hristos, ci pe care tu o trăiești în fiecare zi, abținându-te, înfrânându-te de la ispitele zilnice. Observați, vă rog, că iertarea păcatelor înseamnă separarea de păcat și dedicarea pentru Dumnezeu. Are legătură cu poziția noastră în Hristos, în timp ce modul de viață practic are legătură cu viața noastră cotidiană. Apoi, sfințirea inițială are loc în momentul convertirii. Sfințenia progresivă are loc pe parcursul întregii vieți. Este o lucrare instantanee făcută de Dumnezeu, sfințirea inițială, pozițională, însă este incompletă și relativă din punct de vedere practic. Degeaba te-a iertat Iisus Hristos alalter când ai fost la o evanghelizare sau te-ai întâlnit cu cineva care ți-a vorbit de Hristos, ți s-a deschis inima, a făcut click în minte, ai înțeles Evanghelia și te-ai convertit crezând că Dumnezeu există și căindu-te de păcatele trecutului, totul a fost iertat până la momentul respectiv. Dacă după aceea, ieri, azi, mâine și restul timpului, te întorci la păcatele pe care le făceai altădată. Apoi, este completă și absolută, însă cea practică variază de la un credincios la altul. Cu alte cuvinte, oamenii credincioși care îl primesc pe Hristos în inimă, care se botează, care frecventează o biserică evanghelică, citesc zilnic Biblia și se roagă, ei nu devin sfinți și perfecți. Ei sunt niște oameni în natura aceasta care uneori greșesc, uneori uită, uneori nu sunt atenți. Ei nu mai trăiesc în păcat ca și stil de viață, dar uneori, din neatenție, pot călca strâmb, pot greși. Apoi este identică pentru fiecare credincios iertarea lui Dumnezeu, însă este o lucrare progresivă și specifică făcută de Dumnezeu în om, de la om la om, diferită, cea pe care, sfințenia pe care o lucrează omul. Sfințenia pe care ne-o atribuie Dumnezeu face pe cel credincios să capete un statut sfânt, o poziție sfântă, însă sfințenia pe care o trăim noi ca stil de viață face ca cel credincios să aibă un caracter sfânt. Priviți, Dumnezeu ne dă prin Hristos statut sfânt, adică suntem copiii lui Dumnezeu. Însă sfințenia pe care o trăim noi zilnic ca stil de viață, abținându-ne de la păcat și alegând să nu păcătuim în mod personal, face ca cel credincios să aibă un caracter sfânt, își dezvoltă caracterul. Ai probleme cu pedeapsa pentru păcatele făcute sau ești deja iertat prin căință și prin credință? Ai probleme cu puterea păcatului sau ești eliberat de obsesii, de adicții, de obiceiuri păcătoase, de stilul de viață murdar? La ce îți folosește să fii la un moment dat iertat pentru că te-ai convertit, l-ai primit pe Hristos în inimă, să te botezi, să începi să mergi la biserică, dacă peste o perioadă de săptămâni, luni, ani, renunți la viața nouă în Hristos și te întorci în mocirla de unde El te-a scos atunci când te-ai convertit? Recitesc ceea ce spunea Pavel în 2 Corinteni, capitolul 7, versetul 1. Pentru că avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice murdărie a trupului și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt în frică de Dumnezeu. Stimați prieteni, ajungând în ultimile momente ale emisiunii, aș vrea în concluzie să repet. Am vrut să vorbesc astăzi despre pedeapsa păcatului și despre puterea păcatului. De pedeapsa păcatului, omul poate scăpa doar dacă se pocăiește, se convertește, adică merge la Dumnezeul pe care l-a ofensat prin stilul lui de viață păcătos și în numele lui Hristos, care este Fiul lui Dumnezeu, cere iertare recunoscându-și vinovăția și căindu-se de vinovăția lui. În clipa aceea, Dumnezeul grațiază în baza morții înlocuitoare a lui Hristos. El nu trebuie să mai moară în iad, că a murit Hristos pe cruce cu 2000 de ani în urmă. Asta este sfințenia care îi se atribuie de către Hristos și care îl poziționează din rob al păcatului în biruitor al păcatului.
Din om păcătos în om iertat. Din om condus de diavolul în om condus de Dumnezeu. Asta se realizează în clipa căinței, a convertirii. Aceasta îl face pe om să scape de pedeapsă. Omul nu mai merge în închisoare, în iad, și este liber. Dar omul nu moare imediat după ce s-a convertit și mai trăiește un an, 2, 10, 50. E, în anii aceștia el va fi în continuare ispitit să păcătuiască. Va reuși să se abțină. Dacă nu reușește, el ajunge din nou responsabil de alte păcate pe care le-a făcut și care îl duc din nou sub mânia lui Dumnezeu și tot în iad va ajunge. Asta este puterea păcatului. Nu-i suficient să scap doar de pedeapsa păcatului care se referă la păcatele trecute, ci trebuie să scap de puterea păcatului care se referă la păcatele prezente. Astăzi ești ispitit din nou să păcătuiești. Trebuie să te abții. Pavel spunea, pot totul în Hristos care mă întărește, care mă face tare și puternic. Despărțit de Hristos, cu ochii pe distracțiile lumii, cu o minte fluturatică, cu un suflet sexist și erotic, nu vei putea să stai departe de păcat. Dimpotrivă, păcatul te va controla, te va conduce și pur și simplu te va robi, te va îngenunchea. Iar puterea lui îți va spune ce trebuie să faci. Și asemenea unui cățel pe care îl legi cu un lanț și îl tragi după tine, tot la fel păcatul te leagă și te trage după el. E mai puternic și nu te poți abține. Nu-i suficient să scapi de pedeapsa trecutului. Trebuie să scapi de puterea păcatului în prezent. Pentru aceasta trebuie să stai aproape de Dumnezeu. Trebuie să hrănești omul din interior, adică omul nou în Hristos. Trebuie să meditezi la lucrurile care te ajută să rămâi integru, responsabil, cinstit și în puritate în fața lui Dumnezeu. Pentru asta trebuie să eviți lucrurile murdare, obscene, vulgare, sexiste, care pur și simplu îți ia mintea și o trage în noroiul destrăbălării. Să fii sfânt este greu, dar se merită. Pentru că o viață trăită pe pământ, 70-80 de ani, nu este altceva decât un examen. Un examen care are un rezultat. Iar rezultatul este, ești robul lui Hristos sau robul diavolului. Îl vei asculta și îl vei urma pe acela care ți este stăpân, diavolul sau Dumnezeu. Stimat prieten, ești asemenea mie, un muritor. Și viața aceasta nu este altceva decât examenul vieții. Care va fi rezultatul acestui examen? Ești eliberat de pedeapsa păcatului? Dacă nu, chiar acum roagă-te lui Dumnezeu să te ierte și să pună vinovăția asupra lui Hristos. În felul ăsta vei fi iertat, iar pedeapsa va fi anulată. Dacă ai fost eliberat de pedeapsă, a doua întrebare este, ești eliberat și de puterea păcatului? Mai domnește el peste conștiința ta? Mai ești supus păcatului, robit de el, fără capacitatea de a te abține? Sau spui ispitei cum a spus Hristos, este scris, Domnului Dumnezeului tău să-i slujești și numai pe el să-l urmezi. În încheiere, stimat prieten, îți spun despre lucrurile acestea pentru că ele nu sunt ca o sumă de bani, chiar milioane să fie pe care le cheltui. Aici este vorba despre sufletul pe care l-ai și despre eternitate, cu Dumnezeu sau în absența Lui. Pedeapsa și puterea păcatului sunt cele două arme de care trebuie să te ferești, pentru a trăi în puritate, pentru a trăi cu demnitate, pentru a trăi cu Dumnezeu. Haide să ne rugăm! Părinte Ceresc, ne oprim în fața Ta cu multă admirație, cu multă recunoștință, pentru că în dragostea Ta neînțeleasă de noi, Te-ai oprit din nou în dreptul nostru și ne-ai vorbit despre împărăția Ta, ne-ai vorbit despre perspectiva de a trăi cu Tine încă de aici de pe pământ și de a continua în cer. Doamne, mesajul acesta pe care ne l-ai transmis nu face altceva decât să dea glas adevăratei noastre stări interioare. Doamne, putem reuși să ne ascundem de oameni cu păcatele și vinovăția noastră, poate chiar de soție, de tovarăș de viață, dar nu ne putem ascunde de Tine. Nu putem ascunde de Tine aventurile noastre, gândurile noastre păcătoase,
obsesiile noastre, dependențele noastre, sentimentele noastre murdare, faptele noastre de rușine, indiferent că le-am făcut ziua sau noaptea. Tu cunoști toate lucrurile. De aceea stăm în fața ta ca niște oameni vinovați. Și cel mai bun lucru pe care îl putem face este ceea ce ne-ai spus tu, să ne judecăm noi ca să nu ne judești tu. Ne judecăm, Doamne, și ne găsim vinovați. Ne facem responsabili de vinovăția aceasta și îți cerem iertare. În numele lui Iisus Hristos, Fiul tău care a murit pentru noi, iartă-ne. În sângele care i-a curs din rănile provocate de cuie și de spin, de lance, iartă-ne, pentru că sângele lui a fost vărsat pentru ca noi să fim iertați și vindecați de suferințele noastre. Fie-ți milă de noi pentru că ne căim, pentru că recunoaștem, pentru că îți cerem iertare. Doamne, apoi te rog, lasă-L pe Hristos să intre în sufletul nostru, să ne aducă mântuirea. Dezvoltă omul cel nou în interiorul nostru, care să fie în fiecare zi tot mai asemănător cu Tine. Învață-ne să trăim în puritate, abținându-ne, Doamne, de la toate păcatele care ne-au robit în trecutul nostru. Dă-ne puterea necesară să ieșim învingători și să trăim eliberați de adicția de a urma păcatul, făcând din el stăpânul nostru. Lasă-L pe Duhul Sfânt să coboare peste noi. Umple-ne inima de autoritatea și de puterea Ta. Stăpânește Tu peste mintea și inima noastră. Dă-ne putere să trăim liberi de păcat, practicând puritatea și onorându-Te pe Tine. Îți mulțumim pentru că ne-ai ascultat rugăciunea. Îți mulțumim pentru pacea sufletească atât de adâncă care stăpânește inima noastră liniștită, pentru că suntem iertați și pentru că ne așteaptă eternitatea cu Dumnezeu. Ascultă rugăciunea tuturor oamenilor, a celor care rușinați și lăcrimați stau în fața Ta cerându-Ți milă. Ai promis că dacă cineva te va căuta, îl vei ierta, îl vei asculta și îl vei mântui. Te rog, în numele lui Iisus și de dragul Lui, iartă-i pe toți cei care recunosc vinovăția lor, îți cer iertare și vor să te urmeze. Privește și la cei care nu au bucata de pâine, care sunt bolnavi și nenorociți, trântiți la pământ, bătrâni, abandonați sau singuri. Fie-ți milă, că Tu ești mila. Binecuvântat să fie numele Tău și azi și mâine și în veci. Amin. Stimați prieteni, vă mulțumesc pentru că ați fost alături de mine în emisiunea aceasta. Și dacă Dumnezeu ne va mai da viață, ne vom revedea. Până atunci, să rămâneți cu bine. La revedere!